dragi prieteni, o săptămână Beze Live Premium. Scuzați această mică întârziere, dar suntem aici, mă bucur, mă reîntâlnesc cu europarlamentarul Cristian Terhe și așa cum a spus nașul presei din România, Sorin Roșca Stănescu, singurul europarlamentar care vă reprezintă pe dumneavoastră, dragi români. Domnule Terhe, salutările noastre calde de la Iași, mă bucur ca întotdeauna de promptitudinea și de acceptul dumneavoastră de a face emisiuni de succes la Beze Live. Vă salut! Bună, mulțumesc și eu pentru invitație și e o plăcere să fiu mereu alături de dumneavoastră și de ascultătorii și privitorii. Cu mare plăcere, iată debut de ce înseamnă o nouă sesiune în Parlamentul European. Domnul Cristian Terheș este chiar în inima problemei, dar astăzi, domnule Cristian Terheș, trebuie să începem. E debutul unui an școlar, 11 septembrie, noi știam de 15 septembrie, și să începem în spatele nostru pe fundal, ne zâmbește un domn. Un domn care este într-o barcă albastră. Cum începe școala, domnule Cristian Terheș? Le urăm toate cele bune copiilor, părinților, profesorilor, dar, din păcate, începem cu mari sincope. Școala românească suferă, chiar dacă încă din 2015 actualul președinte al României, Klaus Iohannis, ne spunea că vom avea parte de România educată. Cum vedeți dumneavoastră realitatea de la acest moment? Cred că școala din România în momentul de față, în acest an 2023, începe, dacă nu prost, foarte prost, din mai multe puncte de vedere. În primul rând, cataclismul care s-a bătut asupra României, avându-l ca președinte pe Iohannis, profesor de fizică, zice-se, vedem că în mandatul său, de când e în fruntea României, de la finele lui 2014, începutul lui 2015, efectiv, se poate lesne constata o degradare a sistemului educațional din România. Se vorbește foarte mult și s-a axat foarte mult discuția din România în ultimii ani pe acele deja renumite toalete publice din spatele curții sau din spatele școlii. Cred că a fost o greșeală focusarea doar pe acele toalete, pentru că în fond și la urma urmei, dacă ne uităm, și părinții și bunicii noștri și marii dascăl și oameni politici ai României din ultimii 200-300 de ani, tot acolo afară s-au dus în spatele școlii să-și facă nevoile. Nu cred că asta a fost principala problemă pe care școala românească a avut-o. Principala problemă pe care sistemul educațional din România îl are în momentul de față, și văd că tot mai mulți părinți încep să scrie despre lucrul acesta pe Facebook, e faptul că această școală nu îi mai învață pe copii și nu mai pregătește pentru nevoile societății din anul 2023-2024 și anii care vor urma. Sunt foarte multe materii, multe materii care poate sunt fie prea avansate pentru vârsta copilului, fie poate inutile. Nu se mai face învățământul clasic, nu se mai învață istorie, nu se mai învață geografie, să spun, poate cum am învățat noi. Și avem situația actuală unde copilul iese, își termină cele 12 clase, poate dă și la facultate, termină și o facultate și de fapt este inapt pentru a exercita o profesie în societatea actuală. Alternativa rămâne de să meargă să muncească în Occident, undeva la cules de sparanghel sau altceva, mere, pere sau ce mai fi. Acum, în condițiile actuale poate ar fi nevoie și necesară de a avea la nivelul societății românești o discuție deschisă despre aceste noi nevoi și noi solicitări, să spun, ale societății și ale mediului de afaceri și ale tot ceea ce înseamnă piața muncii, pentru a decide și vedea dacă într-adevăr anumite materii trebuie predate în modul cum sunt predate și la nivelul la care sunt predate, sau poate ar trebui regândită programa școlară. Am văzut un articol azi dimineață pe un site de știri unde o renumită editorialistă spunea că copilul ei, care e în clasa 7, are 31 de ore de școală pe săptămână. La aceste ore, ore efectiv petrecute la școală. Asta pe lângă timpul de mers până la școală și de venit de la școală. Dacă faci naveta, să mai adaugă câteva ore la orele respective. Ajungi acasă, trebuie să-ți faci și temele. Păi întrebarea se pune, când mai poate un copil, un tânăr, să se mai joace, să se mai relaxeze, să exploreze și alte lucruri în afară de a toci o materie care
mai mult decât sigur îi va fi inutilă, poate în domeniul în care vrea să profeseze. Deci astea ar fi tipurile de discuții care ar trebui sau pe care ar trebui să le avem în societatea românească și din păcate nu le-am avut. S-au focusat primarii doar pe renovarea școlilor pentru că mai puteau ciupi din banii respectivi. S-au focusat toți pe chestiunea toaletelor. Dar de fapt prea puțin s-a focalizat discuția pe educația în sine. Și de aia spun că e efectiv un blestem pe care sub care românii trăiesc în momentul de față, având un președinte care e și profesor, dascăl, să ajungă învățământul în halul în care e acum. Deci pe lângă aceste probleme, să spun, intrinseci ale învățământului exact. Românesc, există și probleme extrinseci. Educația dascărilor, pentru că salariile fiind foarte mici în învățământ, nu ți ajung cei mai deștepți și cei mai buni oameni în învățământ, ci poate cei care nu s-au putut profila în alt domeniu, să spun, de activitate. Și nu în ultimul rând, chestiunea drogurilor și a celorlalte, să spun, alcool și alte probleme. Alcool violență. Și, mă rog, da, droguri în principal. Ori, dacă România, până mai în urmă cu câțiva ani, era o societate, o țară de tranzit a drogurilor, în momentul de față vedem că este o țară consumatoare la greu a acestor droguri. Ori, să-ți vină același dascăl, Iohannis, azi, și să spună că în următoarea ședință CSAT a Consiliului Suprem de Apărare a Țării va dori să introducă pe agendă și chestiunea drogurilor din școli, acum, în 2023, după ce problema e veche de aproape 10 ani, dacă nu mai mult, îți arată ruptura, să spun, care există între acest om și societatea românească. Pentru că nu se poate, la câte structuri de securitate are România, de la poliție, la servicii, la procuratură, la tot felul de structuri specializate, DICO, DGA, BCCO, adică mai trebuie, nici nu le ții minte dacă stai să le enumeri din prima, să-ți ajungă, să ți se vândă droguri de risc înalt și droguri extrem de periculoase, nu doar în licee, ci și în școlile generale. Și să ajunge, mi-au povestit persoane care cumva s-au lovit de acest fenomen, că s-a spus de deseori că doar copiii cu bani au acces la drogurile respective. În prima fază așa a fost. Dar dealerii și-au schimbat strategia. De exemplu, dacă ești copil, să spun, mai sărac și nu-ți permiți să-ți cumperi droguri, mă rog, de risc înalt, high risk, cum se numesc, cocaină, heroină și chestii din astea. Zice, nicio problemă, zice, îți dau doza ta pe gratis dacă mai învinzi 5-10 doze la colegii tăi. Exact. Și în felul acesta îl transformă pe un copil minor din consumator în dealer de droguri. Oricând deja un astfel de fenomen ți s-a extins la nivelul societății românești și a școlii românești, întrebarea corectă care se pune, unde au fost oameni buni până acum? Unde au fost profesori, unde au fost directori, unde au fost părinți, unde au fost instituțiile statului român? Pentru că nu poți aduce atâtea tone de droguri în România fără ca cineva să nu fi știut de lucrul ăsta. Nu se poate. Adică la ce structură avem azi în România, nu există. Am vorbit și eu cu oameni care cunosc bine fenomenul acesta și au zis, domnule, nu există. Deci ori au protecție, ori sunt stimulați chiar de persoanele sau de instituțiile care ar trebui de fapt să se ocupe de protecția copiilor noștri. Și aduceți-vă aminte că tocmai săptămâna trecută a fost prins un polițist, da, care uneori, chiar și în uniformă fiind, vindea droguri efectiv. Și l-au destituit cu o zi înainte să fie arestat. Deci asta înseamnă că cineva din poliție a știut ce face omul ăla. Despre asta vorbim. Deci cred că ar trebui în contextul actual, mai ales la începerii unui nou an școlar, să se discute mai des despre lucrurile acestea. Că așa s-au focalizat toți primarii și toată campania publică pe WC-urile din fundul curții școlii. Da, ok, sunt importante și alea, să nu, mă rog, să fie WC-ul în școală. E important. Dar nu WC-ul din spatele clasei a generat, sau din spatele curții, a generat problema cu care se confruntă învățământul românesc. Pentru că, repet, cum am spus, în urmă cu 50, 100 de ani, 200 de ani, școala aia
care era atunci, exact, unde scriau pe tablă, dacă țineți minte, cu creta, că n-aveau nici caiete, a generat școala respectivă oameni cu majuscule. Oameni care au făcut România mare, oameni care au știut să se lupte pentru destinele societății și națiunii române și n-au avut o problemă că au trebuit să meargă să-și facă nevoile în nu știu ce veceu din ăsta ecologic, cum spunea cineva, care are aer natural. În natură, să spunem, domnule, exact. Cristian Terheș. Deci aici ar trebui discutat și sper ca după experiența care a șocat întreaga țară în ultimele două luni după accidentul acela de la Vama Veche, exact, să îi facă și pe părinți conștienți de pericolul acesta. Pentru că ați văzut și tânărul acela de Bangata, părinții știau că era un consumator asidu de droguri. Și i-au dat o mașină pe mână, i-au dat niște lucruri pe care, dacă stai și te gândești, și părinții au responsabilitatea lor. Și uite cum ne întoarcem înapoi la educația, iarăși cu E mare sau cu majuscule, să spun. Da. Nu învățare, educare, care e mai mult decât învățare. Pentru că poți memora o materie de la cap la coadă, dar tu de fapt să nu știi aplica materia respectivă în viața de zi cu zi. Și aici oarecum mă întorc, vedeți, și religia așa are rostul ei. Dacă părinții ar deschide, eu nu spun să citească toată Biblia, că poate unora le e greu, dar să citească numai Cartea Proverbelor, de exemplu, sau Înțelepciunii lui Solomon. Și vor găsi acolo de mii de ani proverbe unde sunt învățați părinții cum să-și educe copiii. În cultura iudaică există o vorbă, să spun, care spune ceva de genul, traduc din engleză, când părinții ajung să-și cocoloșească copiii, vor trebui să aibă grijă de nepoți. Când părinții însă îi țin din scurt pe copii, vor ajunge să-și cocoloșească nepoții. Adică, dacă tu nu ai grijă de copilul tău și nu le duci, o să ajungi să fii tu, de fapt, tutorele nepotului tău, pentru că nu va mai avea părinți. Vor fi distruși ca părinți. Da. Dacă, în schimb, îți ții copilul, n-a zice neapărat din scurt, dar le duci, mă rog, reguli, autoritate, tot exact, îți permiți ca bunic să-ți cocoloșești nepotul. Pentru că are un părinte care să fie partea și să-și exercite autoritatea asupra lui. Da. Dar gândiți-vă că noi avem deja și în societatea românească două generații deja. Suntem la a doua, a treia, intrăm pe a treia generație, dacă ar fi să o luăm, să gândim o generație în decurs de 10 ani, 15 ani, de la Revoluție încoace. Unde nu se mai știe nici de autoritate, nu se mai știe nici de respect, nu se mai știe nici de reguli. Și uitați-vă unde ajunge. Haosul scrie pe noi. Deci aici ar trebui, de aia zic, concluzionând cumva întrebarea pe care mi-a spus-o, cred că ar fi necesară o discuție la nivelul societății românești despre unde dorim să fim, să ajungem ca societate și ca nație. Că e și acum, țin minte pe Iohannes când a venit, era în primul an de mandat și s-a pus într-un jilț din ăla ca faraonul. În Parlament și vorbea despre România educată. Și uitați-vă unde, cât e de bine educată după 8 ani și jumătate. Că e praf și pulbere. Da. Ori... Dacă ne aducem aminte, apropo de acel jilț, domnule Cristian Terheș, domnia sa spunea undeva la începutul anului școlar 2018-2019, toate problemele se vor rezolva. Iată, suntem în anul 2023. Dar pomenează noastră de 2 mai, de la ultima noastră întâlnire, din păcate a fost o vară tragică pentru români. Exact. La Botoșani avem o gravidă, moare, spune, nu are aer. La 2 mai ce s-a întâmplat? O altă tragedie. Și să ajungem și la Crevedia. Domnule Cristian Terheș, vorbesc cu prieteni, vă întâlniți și dumneavoastră, cu prieteni de-ai dumneavoastră, cu oameni, sunteți un om între oameni. Și îmi spun cei mai mulți dintre ei că în România lupta e pentru supraviețuire, pentru că instituțiile statului nu își fac treaba. În ce moment a ajuns România și ce ar trebui să facem noi ca români în 2024, pentru că nu se mai poate? Citând-o pe o deja celebră persoană în vârstă din Iași, trebuie schimbată și mătura din aceste instituții.
pentru că nu doamna Cociorovan, dacă țineți minte. Da, cum să nu? Deci, că e de acolo, de la dumneavoastră, a fost da. Din zonă. Deci, revenim cumva la situația accidentului. Nici n-aș folosi accident, pentru că a fost o chestie... Am pus niște ghilimele, acolo e mai mult decât... Da, a fost, acolo a fost de fapt o bombă în, în mijlocul satului, care a așteptat să fie detonată. Da. Deci, că a trecut unul, că a făcut o scânteie, că nu mai contează. Aleasă, ăla e accidentul, că a prins unul, nu știu, din greșeală, ceva. Dar bomba era acolo, ticăia. Aștepta doar momentul când să vină cineva și din greșeală să facă ceva, să sară în aer bomba respectivă. Pentru că nu pot să cred că într-o astfel de localitate, în comuna respectivă, primarul, poliția locală, ăștia care vin de la protecția muncii, de la o grămadă de instituții ale statului, nu au văzut. IGSU și așa mai... Exact. Că ăia de fapt desfășurau activități economice. Nu doar că desfășurau activități economice, aveau angajați acolo. Da. Și la punctul ăla de lucru se făceau o grămadă de bani din care se plăteau taxe locale. Uitați-vă cu atenție să vedeți că acea comună, comună, oameni buni, cu 5.000-6.000 de persoane în total, comună, avea 3 echipe de fotbal. Nu una, 3. Da, bună pe ce bani? Pe ce bani? Publici. Păi ați văzut? Păi exact, că de acolo ți începe problema. Trotuare nu s-au făcut, nimeni n-a venit. Eu n-am o problemă. Ăla a vrut să-și facă, domnule, fă punct din ăla de încărcare a buteriilor, nu știu, undeva în câmp, unde dacă, doamne fer, se întâmplă ceva, nu sare în aer casele oamenilor. Dar n-au făcut asta. Gândiți-vă că au fost martori care declarau că era mașina poliției cu radarul în fața lângă, la firma în fața stației respective. Exact. Păi asta înseamnă că ăla era păzit efectiv, că nu, deci nu puteai. Nu. Dacă întrebați oameni care lucrează în poliție, ofițeri sau cum din ăștia agenți de circulație, nu există, că așa formați, văd ochiul tot ce mișcă și râul ramuri, să spun. Da, deci așa le e formația lor profesională. Ori eu nu cred că din 2020, de când au spus că au închis stația respectivă, nimeni din aceste instituții nu s-a sesizat sau autosesizat că funcționează în continuare. Deci acolo au fost niște spălări de bani incredibile. Dar mai vorbim noi într-o ediție anterioară, da, că problema principală în administrația din România nu este atât corupția, care e problemă, mă rog, punctuală. Ea, bineînțeles. Este o problemă. Dar această superficialitate generalizată, unde fiecare spune, bă, știi ce, merge și așa. Lasă-o că merge și așa. Lasă-o așa că merge, mai un patent, un clește, un cutare, o sârmă și nu așa se fac lucrurile. Și din cauza aceasta am ajuns unde suntem în momentul de față, că de fapt fiecare s-a gândit doar pentru el. Și iarăși ne întoarcem cumva, poate, și la importanța predării sau a educării oamenilor în spiritul acesta religios. Dom'le, sigur, în această societate în care trăim astăzi, nu putem să fim numai pentru noi. Adică egoismul acesta unde, dom'le, nu contează ce se întâmplă, să crape lumea în jurul meu, eu numai mie și mie să meargă bine. Pentru că dacă celui de lângă tine merge prost, și ție îți merge prost. Eu am mai vorbit cu câțiva care, mă rog, primar de prin administrație, zic, mă, voi tot mai ciupiți din asfalt, din cutare. Dar zic, cât are copilul tău? Ce vârstă are? Păi zice, are 14 ani. Bun, zic, în 4 ani de zile, zic, o să aibă permis de conducere. Și dai mașină, zic, nu? Păi dai, dau mașină, evident, bun. Și zic, ăla merge cu mașina, zic, și a făcut o bordură proastă, dă cu mașina aia, zic, și moare copilul. Ce faci? Deci voi când faceți, mă, de asta, de când e lumea, vedeți bătrânii. Eu țin minte când eram mic și mergeam la bunici, am găsit cărți școlare prin podul casei bunicilor. Da. Și nu o să uit niciodată, acum că vorbim, o poveste, să spun cum erau educați copiii români în perioada interbelică, de ce nu mai știe lumea când moare. Și zice că, vă spun poveste să înțelegeți de ce e importantă educația aia de care vorbesc. Zice, trecând odată Sfântul Petru cu Iisus pe drum, l-au văzut pe un bătrân că avea o casă din asta mai ponosită și la un moment dat își se pune așa cu umărul în casa respectivă și pune o proptă la casă. Și ăștia îl întreabă, dar zice, ce faci?
Păi da, de ce mâine mor oricum și zice și n-are rost. Ce să mai construiesc casă și să mai repar și să nu știu ce. După mine e potop. Și atunci a zis, nu știi ce, gata, să nu mai știe lumea când moare. Pentru că tu, cât timp ești pe pământ, trebuie să te comporți ca și cum ai trăi o veșnicie. Adică tot ceea ce faci să rămână după tine, bun și pentru cel care îi lângă. Deci gândiți-vă că bunicii și părinții noștri și străbunicii noștri au fost crescuți cu astfel de povești, care poate la prima vedere par, nu știu, inventate să spun. Naive, parabole. Dar în această naivitate a lor, de fapt transmitea un mesaj de educare pentru copii, domnule, să înțeleagă de ce e important, să facă lucrurile bine, să le facă trainice, să le facă gândindu-se mereu la celălalt. Păi au deschis ăștia podul ăla la Galați acolo, dacă țineți minte. La Brăila, da. Nu? Bun. Și deja nici nu au trecut o lună de zile că e bombat podul și nu mai pot trece. Tot felul de probleme s-au constatat. Șuruburi care se desprind. Aia nu mai vorbesc. Șuruburi care erau, nu erau prinse. Asta e așa de față, dar de cine știe câte alte probleme. Bun, bun. Dar vedeți, nu e păcat de țară și de Dumnezeu și de responsabilitate pe care o avem să ne batem joc de datoria pe care o avem și în fond și la urma urmei de dregătoria în care am fost puși. Pentru că o societate, un trib, o comunitate trebuie să fie și condusă. Că nu poate fi fiecare șef, dar nici nu poate să nu fie un șef care să spună, domnule, pe aici trebuie făcut, asta trebuie făcută, aia altă nu trebuie făcută. Că asta e rostul, dar de când e umanitatea pe pământ s-au făcut lucrurile acestea și s-au dezvoltat cumva natural. Ori noi, dacă ajungem ca societate astăzi, unde fiecare acolo unde e și ne întoarcem cumva la situația de la Crevedia, păi ai atâtea autorități publice îndrituite de către cetățenii în fond și la urma urmei să facă astfel de verificări și nimeni n-a făcut și n-a continuat verificările respective, asta ți arată iarăși o problemă nu doar de bună funcționare a administrației locale, să spun, sau centrale, sau județene, dar și o problemă de educație. Corect. Că poate ai nevoie să ne întoarcem la cele povești pe care le aveau bunicii noștri și străbunicii noștri în cărțile respective, unde cu astfel de povești naive, de fapt, copilului din frage de pruncie îi se inocula ideea importanței respectării aproapelui, ordinii, disciplinei și alte lucruri. Ori astăzi nu mai avem lucrul ăsta. La televizor, dacă te uiți, că am mai văzut mărturii ale părinților. Zice, cum să-i spun eu, zice, la fiica mea de 16 ani, zice, să urmeze o carieră, să facă școală, să nu știu ce, zice, când poate merge pe OnlyFans să se expună acolo și face o grămadă de bani pe lună. Ce mai pot să spun? Vedeți, dar aici îți vine și aspectul ăsta la, cum spuneam, oarecum religios. Și nu vreau să scot cumva în evidență că e nevoie să se transforme întreaga societate într-o societate religioasă, să spun. Nu la asta mă refer. Dar există această educație, omul, dacă și aici cum o spune și cartea Proverbelor. Începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Dacă tu îl crești pe un copil știind ce înseamnă autoritate, ce înseamnă respectul față de autoritate, respectul față de aproape, copilul acela va crește în înțelepciune. Pentru că își va ști mereu limitele și mereu se va comporta într-un mod care să nu-i supere pe ceilalți, să facă lucrurile bune și așa mai departe. Dacă crești pe un copil unde îi spui, nu, domnule, tu ești Dumnezeu, dacă urli, zbieri, vedeți, mai mergeți în restaurant și mai vedeți părinți, de exemplu, care își aduc copiii în restaurant. Nu știu de ce aduc când au vârstă de 2-3 ani. Domnule, urlă copilul, zbiară, bate tacâmurile, dă cu toată mâncarea de pământ. Părintele nu spune nimic. Domnule, și după aia te miri când copilul respectiv e la 16 ani că dă foc la clasă sau îi tai gâtul la profesor, cum s-a mai întâmplat. Vedeți? Da. Iarăși ne întoarcem la educație, aia cu ajuns. Și nu cred că aici, domnul Cristian Tărcheș, e vorba și de clientela asta, dar de proștii din sistemul clientelar, pentru că și prostia omoară. Sunt pur și simplu indivizi puși în poziții, în administrație, care pe ordin, la comandă politică, dar sunt slab pregătiți. Sunt exact apropo de educație. Exact. Mergând mai departe, ați fost și dumneavoastră în Țara Sfântă, domnule Cristian Tărcheș. A fost și o întâlnire a liderului AUR, George Simion, cu ambasadorul statului Israel. Și stupoare! Au venit niște acuzații incredibile din partea unor indivizi
stai și te întrebi dacă sunt oameni raționali din partea unor liberali. Dar n-am înțeles de unde acest antisemitism, o elucubrație. Cum vedeți dumneavoastră aceste acuzații și de ce nu ambasadorul statului Israel a spus foarte clar, e politica pe care o face statul Israel. Acel ambasador nu a mers de capul lui. Unde e problema? De ce aceste disperate acuzații? Pentru că vom ajunge și la, cred că ați văzut și dumneavoastră ultimul sondaj în somar, e clar, Alianța pentru Unirea Românilor e în preferință, pe locul întâi, în preferința intenției de vot a românilor la alegerile europarlamentare. Și repet, așa cum spunea și Sorin Roșca-Strânscu și o spun și alții, Cristian Terheșitec, pe lista AUR, dar este europarlamentarul, dragi români, vă puteți convinge dumneavoastră singuri, nu facem partipriuri, care vă reprezintă, e o voce și vă reprezintă în momente grele, încă din timpul pandemiei. De unde această discuție, aceste atacuri murdare, domnule Cristian Terheș? Chestiunea antisemitismului și a holocaustului din România este o chestiune extrem de serioasă, care trebuie tratată serios și nu trebuie tratată în cheie politică. Corect. Adică, ca oameni politici, ca partide politice, poți să ai contraargumente pe diverse teme, pe măriri, scăderi de taxe, pe impozite, pe fel și fel de lucruri. Când vine vorba însă de drama, de tragedia comunității evreiești, inclusiv în România, mă refer la cu perioada Holocaustului și tot ce s-a întâmplat în perioada celui de-al război mondial, nu poți să folosești această temă ca armă politică împotriva unui oponent politic, pentru că îi omor pe oamenii a doua oară. Apoi, pentru relația și buna relație dintre România și Israel, nu era bine, asta vă spun după discuțiile pe care am avut și eu în Israel cu oficial, pentru că am mers acolo nu în pelerinaj, am mers efectiv într-o vizită oficială 5 zile și o să vă spun despre o serie de întâlniri pe care am avut acolo. Nu era bine și nu era sănătos pentru România ca la nivel internațional să se perpetueze această idee că un partid de 20% în preferința electoratului ar fi un partid antisemit. Pentru că dintr-o dată arăți în jurul lumii că România are un segment de populație de 20% care ar fi antisemit, ceea ce e total fals. Că au existat afirmații în trecut ale unor actuali membri AUR care au putut fi interpretate în această cheie, să spun, de chestionarea Holocaustului și altceva, asta a fost adresată la această întâlnire între ambasadorul statului Israel și AU. Pentru că Israelul are, și asta am vorbit chiar cu un rabin român, sau originar din România, rabinul comunității evreiești românești din Israel, Wasserman. Da. A cărui tată a fost rabin șef la Dorohoi, care a spus, domnule, în cultura noastră, zice, când cineva îți întinde mâna pentru împăcare, noi nu putem să spunem, nu vreau să fac pace cu tine. Nu există așa ceva. Deci orice chestiune, orice problemă a fost discuție, a fost rezolvată în cadrul acestei întâlniri, să spun, bilaterale. Da. Între liderii AUR și reprezentantul statului Israel, care e ambasadorul. Evident că ambasadorul n-a făcut de capul lui chestia. Normal. Asta. Pentru că i-a venit instrucțiune de acasă, care ei au analizat de la Ministerul lor de Externe, dacă, cum, ce trebuie să se facă, cum să se facă. Repet, ca să se stingă un subiect care nu era bun nici pentru Israel, nici pentru România. Și atunci tu stai, eu și eu am stat și m-am întrebat când am văzut reacțiile unora ca Muraru sau ca alții. De exemplu, de ce Muraru ar prefera ca în opinia publică internațională să se promoveze această idee că 20% din electoratul român ar fi antisemit? Ceea ce e total fals. O minciună înfruntată. Păi, vedeți? Aici e problema. Și de aia spun... Dom'le, ne batem, evident că fiind într-o competiție politică, să spun, unul folosește o serie de argumente, unul folosește contraargumente. Dar tu trebuie să folosești aceste argumente și contraargumente pentru binele și bunăstarea poporului, nu pentru înrăutățirea stării poporului. Păi o chestiune din asta promovată continuu. Păi exact așa am făcut cu corupția. Partid, să spun, și oameni politici pedeliști care erau la guvernare,
foloseau această marotă a corupției împotriva oponenților politici și după aia s-a perpetuat în întreaga lume această etichetă că atunci când vorbești de România, România e corupție. Păi noi mai multă corupție în România decât în altă parte. La noi e foarte multă prostie, asta e adevărat. Dar nu, corupție nu e mai multă ca în Germania sau în orice, nu oriunde te duci, în America, știu situația și de acolo. De-aia ceea ce s-a întâmplat prin această, să spun, împăcare sau clarificarea situației între AUR și Israel pe chestiunea aceasta poziției controversate. Tragedii secolului al XX-lea, da. E de bun augur. Și de în primul normalitate rând, și de... Exact. E bună pentru România, repet. Și cel mai important, e bună pentru România, pentru că s-a închis o temă și un subiect care de fapt putea era produce un fals subiect, enorm de mult rău. O falsă problemă. Exact, o falsă problemă, dar promovată, nu? Din poziția respectivă, nu dădea bine deloc. Apoi, că vorbeați despre vizita pe care am făcut-o în Israel. Da, am fost 5 zile în Israel, am avut extrem de multe întâlniri oficiale, m-am întâlnit chiar cu 3 miniștri din guvernul Netanyahu, 2 dintre ei cu origini românești. Interesant. Oameni care n-au fost contactați niciodată de statul român, ca să înțelegeți cam ce înseamnă diplomația românească. Am fost în Cisjordania sau West Bank, cum se mai numește. Am fost cu mașină blindată în zona. Înțeleg, așa e situația acum. Așa e situația. Da? Am avut întâlnire inclusiv cu Patriarhul Ortodox al Ierusalimului. O oră jumătate am stat cu dânsul, pentru că mă interesa, tema principală a vizitei mele a fost preocuparea care există în rândul mai multor colegi de-ai mei și chiar și a mea cu privire la faptul că fondurile europene date de Uniunea Europeană autorității palestiniene sunt folosite pentru a tipări cărți. De cărți pentru în școlile controlate de autoritatea palestiniană, în care copiii sunt educați cum să urască evrei și cum să omoare evrei. Dumnezeule. Ceea ce e inadmisibil. Și dacă îmi dați numai o secundă, că vreau să vă arăt ceva. Vă rog, vă rog, e o emisiune interactivă și chiar ne bucurăm. Cred că prezentați în premieră și e bine de făcut aceste precizări. Mă întreb ce au făcut autoritățile române. Vă rog, ia să urmărim. Deci aici este o carte. Da. Mă rog, în arabă. Da. Și dacă vă uitați în spate, ca să nu fie discuții, uitați-vă când e tipărită. Vedeți, pe într-o anul 2023. Vedeți? Da, da. Ei, aici, în această carte, e evocată. Uitați aici. Da. O teroristă palestiniană care a omorât 37 de persoane într-un autobuz, detonându-se în autobuzul respectiv. Deci că vorbim de educație, păi gândiți-vă cum poți vorbi de pace în zona respectivă când generații acestor de copii nevinovați, vedeți, la urmă, uite, cam și de-aia zic că am fost... Foarte interesant. Ați fost chiar într-adevăr pentru a discuta probleme reale, nu călătorii. Păi este o problemă extrem de reală și de preocupantă. Pentru că, în fond și la urma urmei, noi avem și cetățeni români acolo, în Israel. Vă dați seama, să ceartă între ei, să bată, în pușcă, vă dați seama, mai ales în zonele, în teritoriile acelea disputate, să spun, în Cisjordania sau în Iudeea, care e mai la sud de Ierusalim, Betleem și zona respectivă. Păi, cum ajungi la pace într-un astfel de context? N-ai nevoie și am avut totul a pornit, să știți, de la o conferință pe care am avut-o la începutul acestui an, unde familia unei femei evreice care a fost ucisă de un arab în timp ce făcea jogging pe niște dealuri în jurul satului de unde stătea, a venit în Parlament și ne-a spus de ce i s-a întâmplat femeii respective și ne-a spus despre chestiunea asta cu cărțile. Și eu eram în audiență, ascultam. Și când mi s-a dat cuvântul, am zis, domnule, eu sunt șocat de chestia asta. Cum adică din bani europeni să dă autorității palestiniene bani? Eu n-am o problemă să-i sprijinim. Îi sprijinim, dar din banii ăia să se publice astfel de cărți, cum e asta pe care v-am arătat-o acum,
unde generații de copii sunt învățați cum să omoare și să urască partea cealaltă, păi așa nu o să ajungi la pace niciodată. Și zic, așa ceva eu nu accept, zic, anibanii mei, zic, să fie susținut terorismul. Și pe s-o pornind de la discuția respectivă, am și spus atunci, zic, poate modelul ar trebui urmat de proiectul european, unde națiuni și state care s-au decimale și reciproc în perioada celor de-al doilea război mondial, și mă gândesc la Franța și Germania, au ajuns ca în câțiva ani după al doilea război mondial, nu doar să se împace, dar să se reconcilieze, să lucreze împreună și să facă ceea ce noi numim azi Uniunea Europeană. Ori poate la o chestiune din asta ar trebui să se gândească și în zonă. Și ce credeți că se întâmplă? Merg acum în această călătorie, să spun, vizită oficială, și ajung într-un sat, Balcan se numește, sat, oraș, mă rog, mai mare, unde am găsit oameni de afaceri evrei care au făcut fabrici, în care lucrau și evrei și arabi. Și lucrau cot la cot. Da. Culmea, în poziții de conducere, erau mai mulți arabi decât evrei. Am văzut-o eu cu ochii mei. Foarte tare. Lucrau la fabrica respectivă, pe lângă femei evreice, femei arabe. Și discutând, dați seama, am luat interviu la oameni, pentru că era o chestiune. Vedeți, nimeni nu vorbește de chestiile astea. Până nu te duci acolo să vezi cu ochii tăi ce se întâmplă. Realitatea, nu manipulări și... Exact. Arabii respectiv mi-au zis, zice, că i-am întrebat, zic, domnule, aveți probleme în sat? Ce zic ăia, nu știu, care se detonează, care, că vă dați seama, e o problemă cu chestia asta. Păi zice, în momentul în care tu ai un loc de muncă și ai un salariu și din salariul ăla, zice, eu pot să-mi cresc și să-mi întrețin nu doar familia și familia extinsă pe care o am în... mă rog, West Bank, cum spune, în Cisjordania, în satul respectiv, de unde erau, dar și în Iordania. Păi și cine are chef să se arunce în aia? Nu? Și așa îi. De soluția este să întreții relațiile economice, să-i stimulezi să deschidă cât de multe locuri de muncă în zona respectivă. Și aici vine iarăși o politică proastă a Uniunii Europene. Produsele făcute în această zonă disputată din Cisjordania, Uniunea Europeană a dat o directivă prin care etichetele produselor respective făcute în această zonă trebuie să conțină termenul că sunt produse în teritorii ocupate. Și vă dați seama că ea nu mai pot să vândă produsele și atunci își închid fabricile. Și închizând fabricile, rămâne aia fără locuri de muncă și nu mai au ce să facă decât să se arunce în aia. Deci stai și te uiți. Asta e doar... Deci chestiunea aceasta cu Israelul pe care v-am dat-o acum, cu cărțile și cu etichetarea produselor din zona respectivă, sunt doar două teme unde, dacă stai și le analizezi cu atenție, te gândești, mă, totuși ăștia de la Uniunea Europeană sunt normal la cap sau efectiv nu mai gândește nimeni? Că și noi avem... tocmai aceste conflicte. Exact. Și auziți, și noi avem nătângii noștri prin funcții publice, cum a fost și cazul Crevedia. Dar credeți-mă că și la nivel european sunt unii care deci efectiv te îngrozești. Deci în loc să stimuleze exact acest proiect european, pentru că aduceți-vă aminte, pace prin prosperitate. Deci am ajuns să stau de vorbă cu ministrul economiei, care a fost primarul Ierusalimului pentru 10 ani, și el vine cu, va veni, o să iasă public în perioada următoare, cu un astfel de proiect unde spune că dorește să întărească legăturile economice cu arabii, mă rog, palestinienii, să zic, din zona respectivă, pentru că s-a văzut, dacă le dai de muncă și dacă cu tare, toată lumea prosperă, nu mai contează cine e, cum e. Nu. Și cine are control asupra zonei respective. A spus, domnule, vreți să vă autoguvernați voi? Vă autoguvernați voi. Israelul doar va proteja granițele ca să ne asigurăm că nu intră teroriști, în rest faceți ce vreți voi, nu că ce vreți voi, în sensul de administrație locală. Deci, până acum se vorbea despre acest proiect de proiectul cu două state sau soluția celor două state, Israel-Palestina. Foarte mulți diplomați spun că proiectul sau ideea aceasta e nefezabilă, nu atât din cauza Israelului, cât a autorității palestiniene. Vom vedea ce se întâmplă. Dar vedeți, lumea discută, caută soluții. Aici e important să fii în discuțiile acestea, să fii parte din discuție. Deci, acesta e motivul pentru care m-am dus în
Și în Israel. Ce realități ne aduceți și nouă la curent. De fapt, despre asta este vorba. Și mergem mai departe, domnule Cristian Terheș. Ne pregătim de o nouă pandemie, cumva. Ce ni se pregătește? Pentru că dumneavoastră, cu argumente, și mereu ați fost un luptător. Îmi pare așa că ne pregătim, ni se pregătește ceva. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Pentru că aveți acces la mai multe informații. N-aș spune că pandemie se pregătește, ci un nou pretext de a înrobi cetățenii și a-i deroba de drepturi și libertăți fundamentale. Și se descoperă acum, pentru că se descoperă acum, din păcate, nu în Uniunea Europeană, ci mai vedem că răsuflă ceva prin SUA și prin alte state, cum e Africa de Sud, unde o instanță supremă din Africa de Sud, echivalentul unei curs de apel, a dat câștigă cauză după un an și ceva de procese unui ONG, care a cerut să-i se comunice absolut toate contractele semnate de statul Africa de Sud cu firmele producătoare de vaccinuri și procesele verbale, că aici e faza, procesele verbale ale tuturor întâlnirilor pe care oficialii guvernamentali le-au avut cu firmele producătoare. Și după un an ceva de proces, instanța a dat dreptate acestui ONG și a dispus publicarea documentelor respective. Acum, guvernul putea să facă apel. Apel pe care guvernul nu l-a făcut. Deci a rămas hotărârea respectivă definitivă și acum de 2-3 zile s-au publicat contractele și procesele verbale. În contractul cu Pfizer, o să mâine dimineață să le public și eu să vedem. Preluăm, așa. În contractul cu Pfizer, Pfizer-ul susține și statul recunoaște că nu există suficiente date cu privire la efectele adverse pe termen lung a acestor produse medicale. Au băgat ei în contract chestia asta. Păi și atunci eu vin și vă spun, păi dacă tu guvern, și contractele acestea au fost contracte STAS, standard, făcute cu toate statele. Păi dacă tu, firmă producătoare, tu spui că aceste vaccinuri n-ai suficiente date să știi pe termen lung cât sunt de eficiente și de sigure. Tu, guvern, recunoști chestia asta. De ce ai dat legi prin care îi obligi pe oameni să se vaccineze, să reformuleze, să se injecteze cu aceste produse medicale, tu neștiind efectul advers pe termen lung? Păi eu vin și vă întreb. Oamenii aceștia mai merită să fie în vreo funcție de conducere? Cum să gândiți-vă că... Dar mai mult de atât, domnule Cristian Terheș, scuzați-mă că vă întreb, dar dumneavoastră ați fost, cred că, primul care i-ați cerut a doamnei, faimoasei doamne Ursula von der Leyen, să se prezinte exact datele din acel contract de peste 71 de miliarde, apropo de Pfizer. De la mine, să știți, a pornit chestiunea aia cu contractul. Pentru că ați fost primul. Primul în lume. Și odată expus contractul respectiv, după aia tema a devenit interesantă pentru foarte mulți, pentru că dacă făceau public contractul ăla, nimeni nu-l citea. Dar dat fiind că zeci de pagini dintr-un contract de 130-140 de pagini au fost înnegrite, evident că stai și nu te pune pe gânduri. Mă, ce-o conține oare contractul ăla? Și de aici a început. Pentru că odată expusă problema, după aia a fost preluată, am văzut, de unii senatori și congresmen din SUA, după aia de diverse ONG-uri. Dar am fost noi, să știți, în Parlamentul European, primii din lume care am deschis acest subiect, eu împreună cu încă 4 colegi. Și după aia, acum, mă rog, toată lumea vorbește de chestiunea cu contractele, dar după aia cu prețul vaccinului și cu toate cele. Dar îți arată încă o dată de ce e important să nu te dai bătut. Dacă crezi într-o cauză care știi că e dreaptă, nu te da bătut niciodată. Chiar dacă la început lupta ar părea, nu știu, asimetrică, inutilă, greu de câștigat, nu contează. Tu trebuie să-ți faci datoria acolo unde până ești, să expui adevărul până la capăt. Și adevărul tot va învinge. Și vă spun, când oamenii se vor trezi, nu doar din Europa, din lume, să nu vă mirați dacă nu o să vedeți niște reacții din astea sociale greu de anticipat. Pentru că eu, de exemplu, nu sunt vaccinat,
dar cunosc persoane vaccinate sau care au avut în familie persoane vaccinate și au extrem de multe probleme. Cancer în fază galopantă, în decurs de 3 luni de zile în stadiu 4, unii au decedat, alții au tot felul de probleme imunologice, autoimune, fel și fel de lucruri. Adică nu prea afli, din câte am văzut așa în jurul meu, prea mulți care s-au vaccinat și să nu reclame o problemă pe care o au. Și exact cum spuneau și ei în contract, în contractul ăsta dintre, în cazul de față, Africa de Sud și Pfizer, da, nu se știu încă efectele pe termen lung ale acestor injecții. Cine știe ce alte efecte vor mai fi pe termen lung. Dar tocmai datorită faptului că nu s-au cunoscut aceste efecte, tu, ca și guvern, ca și oficial public, ca și ales, inclusiv în Parlamentul European, să impui un asemenea produs medical oamenilor ca să-și poată exercita drepturi și libertăți fundamentale, tu știind că îi poți expune chiar la riscul de a muri, asta e crimă cu premeditare. Efectiv, e crimă cu premeditare. Asta au făcut și naziști. Nu e nicio diferență între ce au făcut naziștii și ce au făcut ăștia acum. Care e diferența? Păi, clar, dar mi-aduc aminte și cum unii, propaganda în special, spuneau de teoria ale conspirației. Iată, cercetătorii, instituțiile arată că demersurile dumneavoastră au mai mult decât normale, logice și de bun simț. Dar a venit domnul Blinken la București. România devine așa un câmp de teste pentru aceste mini-centrale nucleare, domnule Cristian Terheș? Pentru că și aici nu prea se vorbește. Ne-a promis domnul Blinken că devenim un, vezi, Doamne, un hub european, dar de ce nu le-au testat, de ce nu le-au implementat prima dată în America, domnule Cristian Terheș, și au ales România? Punem o întrebare de bun simț. Pentru că atunci când pui orice tehnologie pe piață, mai ales că vorbim de chestiuni atomice, nucleare, care nu e o joacă. Păi vă dați seama, acolo trebuie, numai gândiți-vă la asigurarea unui astfel de business. Cam cât e asigurarea unui astfel de sistem, de centrală, de mini-centrală nucleară, așa, care n-a mai fost testată niciodată. Păi, în America, știi, în sistemul american, nu știu care, sau orice firmă de asigurări ar fi dat niște prețuri că nu puteau ăia, nu li se rentau să deschidă acolo. Și atunci au găsit probabil în România să facă chestia asta. Probabil că tehnologia e bună, e sigură, nu știu încă, nu știm. Eu doar, pe mine mă preocupă partea cu riscurile, vedeți, ca și la vaccinuri. Că în primă fază, dacă ascultați și discursurile mele, eu n-am spus oamenilor să nu se vaccineze. Corect. Eu am zis, domnule, vedeți că, nu știu, nu s-au făcut teste suficiente, adică sunt niște chestii. Cine vrea să se vaccineze? Eu nu pot să-i încalc dreptul lui de a alege și dispune cu privire la propriul său corp. Dar problema mea este că nu pot, în cunoștință de cauză și cu conștiința curată, să votez pentru o lege care știu că poate să expună pe cineva la risc. Că asta a fost discuția. Acum, după ce au trecut deja 3 ani, poți explica mult mai bine problemele astea, dar la început nu aveai toate datele, să spun. Nu, te duceai mai mult pe chestii care erai sigur, cel puțin eu asta am făcut. Da. La fel și cu aceste mini-centrale. Probabil că sunt sigure, probabil. Dar riscurile, adică, nu știu, ar trebui să ne uităm un pic, să fim mai precauți. Dar în același timp, gazele din Marea Neagră nu sunt extrase? Minele s-au închis, termocentralele care mai, cum a fost Mintia, s-a închis și vor să închidă acum și complexul energetic Oltenia. Da. Adică, domnule, astea sunt tehnologii care au fost implementate de zeci de ani, de peste 100 de ani, care funcționează. Nu știu, mergi cu chestii care funcționează deja și vedem după aia ce facem cu astealte. Poți face eventual o mini-centrală undeva, într-un loc protejat sau ferit, să spun, să nu afecteze populația, că poate într-adevăr funcționează, dar... nu știu, avântul ăsta pionieresc, știți, al oficialilor români, da, da, de a accepta orice ce vine din afară, fără să chestioneze, fără să întrebe, fără să, eu nu pot funcționa. Ceva e, știți? Ciudat. Adică, nu știu, chiar nimeni să nu spună, mă, stai un pic să vedem, poate nu-i ăsta. Gândiți-vă că pe Jiu sunt vreo 3
trei amenajări hidrografice finalizate în proporție de 90 și ceva la sută, care nu pot fi date în folosință de să-ți producă curent, că nu știu ce ONG blochează, mă rog, chestiile alea acolo, hidrocentralele respective, da, sau proiectele respective. Păi, domnule, dă drumul la ce ai deja, la ce funcționează, care nu ai riscul să ai un nou Cernobâl. Nu știu, întreb, poți avea un nou Cernobâl cu o centrală din asta? Că poate da, poate nu. Nu știu, să vină experții să-mi spună. Dar să-mi vină, nu știu ce, ministrul al energiei, care, vedeți, să schimbă în România din 6 în 6 luni câte unul, dacă nu și mai des. Da. Eu nu prea am încredere în oamenii ăștia, vă spun sincer. Pentru că vine unul din ăsta, semnează, angajează statul român în fel și fel de proiecte de genul acesta și după câteva luni vine un alt ministru care spune, a, păi zice, noi am semnat, o semnat celălalt dinainte. Și uite tot așa și după aia cine știe ce se poate întâmpla. Repet, poate nu se întâmplă nimic. Doamne, dă să fie așa, dar nu te poți juca cu viețile oamenilor, că nu suntem la ruleta rusă cu chestia asta. De-aia, la nivelul societății românești, ar trebui avut o discuție serioasă și cineva, nu știu, un partid politic, să-și asume chestia asta. Corect. Nu? Dom'le, uite, eu cred că chestia asta e bună și dacă, Doamne fer, se întâmplă un accident, nu știu, nu ne mai votați, ne dați afară din toate funcțiile. Să vină acel partid, domnule Tercoș, cu niște specialiști, cu niște profesioniști, să spună care Evident. Sunt riscurile. Da. Că, pe de altă parte, România trebuie să devină independentă energetic de Rusia și de orice altă țară din jur. Dar întrebarea este cum am ajuns în momentul de față să depindem de energia altora. Că tot din cauza acestor oameni politici am ajuns. Care au închis mine, au închis termocentrale, n-au finalizat proiectele care există. De 40 de ani se vorbește de proiectul Tarnița, unde să împingi, să pompeze apa din... Deci să faci undeva în aval un alt lac de acumulare. Da. Și toată apa sau toată energia, de exemplu, pe care o produci, fie în timpul nopții, că ideea era să mai ieși și celelalte două reactoare de la Cernavodă, la un moment dat ai timp morți, să spun, în timpul zilei sau în timpul nopții, unde se produce energie și n-ai cum o consuma și n-ai ce face cu ea. Și atunci decât să o vinzi pe piața de energie la prețuri modice, când nu se consumă, poți foarte bine pompa apa dintr-un lac de jos într-un lac mai sus și când ai nevoie de energie, dai drumul de la apa de sus și faci energie hidro, cum ar veni. Și în felul ăsta tu, de fapt, îmagazinezi energie. Ăsta a fost un proiect gândit de experții pe care România avea atunci și erau buni de pe timpul lui Ceaușescu. Păi de 40 de ani proiectul ăla e blocat până în prezent. Adică nu... De ce? Păi, de ce? Ca să... Uite așa, ca să... Păi ați văzut că nu e mai ușor, de exemplu, să ai o firmă băieții deștepți din energie. Vedeți că cine știe toate, să spun, cotloanele statului românesc și a economiei unei țări, păi ei au investit, s-au băgat pe chestia au cu energia, cu gazul. De ce? Păi exact. Că au zis, domnule, orice se întâmplă, ai nevoie în orice stat de energie și de gaz. Nu? Ia să facem niște firme paravan, închidem termocentrale și ce mai avem pe aici și după aia cumpărăm energie de pe piața externă și le vindem la români care după aia vor plăti la suprapreț. Și aici am ajuns. Deci o țară care a fost în anii 90, care exporta energie, ajungem în contextul actual să importăm zilnic, cel puțin în urmă cu două luni de zile când am verificat, undeva la 20% din energia pe care o consumăm în fiecare zi, o aducem de la vecini. 80% din energia pe care o producem, din acel 80%, 20% energie pe cărbune. Păi dacă vor să închidă și complexul energetic Oltenia, că ăla produce segmentul ăla, să spun, păi aia înseamnă că trebuie să importi undeva la 40%, 35% pe zi. Păi faliment scrie pe țară. Astea ar fi temele pe care un partid responsabil și un guvern responsabil ar trebui să le producă. Uitați-vă la Polonia. Polonia a spus, noi nu închidem termocentrale, nu închidem mine. În Germania au închis centralele nucleare pe ideea că vor să facă energie clean, energie curată. Și în momentul de față importă energie din Franța, care e făcută pe nuclear. Au avut o fermă de eoliene
făcută pe o mină, acum au închis mina, au făcut firma de eoliene, acum dau jos eolienele să deschidă mina. În Germania. În Germania, da. Deci, știți, și ăia vin să ne țină nouă prelege și lecții acum despre cum să salvăm planeta. M-aș vrea să comentăm și situația asta dificilă cu drona rusească. Președintele Klaus Iohannis, domnule Cristian Terheș, ne-a spus NATO ne protejează. Ați văzut bâlbele. Faptul că nu avem nicio diplomație. Președintele Klaus Iohannis a ieșit repede și a spus nu e niciun pericol, nu vorbim de nicio dronă rusească. Pe de altă parte, ministrul de resort, acest Angel Tâlvar, a venit și a spus e greșeala mea, nu l-am informat. Aflăm acum situația dificilă în care se află locuitorii din zona de la graniță, din sud. Unde este NATO? Cât de protejați suntem? Ce diplomație avem? Iată la, vreau să vă spun că mă uitam, nu știu dacă ați urmărit la un post de televiziune ucrainean, Canal 5, știți ce au spus, e un reportaj, concluzia la care s-a ajuns, oricum românii sunt niște fricoși, oricum românilor le este teamă. Domnule Cristian Terheș, un alt pericol, pare că statul român e al nimănui. Nu mai avem încredere clar nici în președinte, nici într-o autoritate. Ce se întâmplă la granița noastră? Păi n-au avut dreptate ucrainienii cu ce au zis? Păi tocmai. Păi dacă România ajută Ucraina în fel și chip și oficialele români le e frică să spună public cum ajută Ucraina. Omule, când ai o luptă între bine și rău, nu poți să spui că domnule stai că să vedem, că domnule trebuie să spui ăștia suntem, asta facem. Pentru că nici ucrainienii, opinia publică din Ucraina nu știe ce facem, nici românii nu știu ce facem. Rușii zic că facem poate mai mult decât facem și la final o să ajungem, ca de obicei, să cădem între punți, între scaune, referitor la această dronă. Nu NATO ne protejează. Eu știu că oficialii români tot timpul spun suntem protejați de NATO. E o prostie. Nu NATO ne protejează. Armata română ar trebui să ne protejeze. Că de-aia e armată, nu? Rolul NATO este NATO este o alianță defensivă care în momentul în care e atacat un membru NATO, el alt eventual retaliază în comun pe baza articolului 5. Dar până la ajunge la articolul 5 ai articolul 4 unde ai consultări și pe baza celor consultări ai nevoie de o decizie unanimă. Să uite aspectul acesta. Dacă o țară NATO spune, bă știi ce, eu nu vreau să mă bag, eu nu cred că, nu știu, nu țara respectivă. Nu mă pun în pericol. Exact. Cum ar fi, de exemplu, Ungaria. S-a terminat. NATO nu se poate activa. Că nu trebuie decizie, trebuie consens, unanimitate. Și atunci rămân așa numitele acorduri bilaterale, să spun, pe care, în cazul nostru, România le are. Cu America sau cu altă țară, cu Anglia sau cu Franța sau cu cutare. Dar până să intervină orice altă armată sau stat străin să-ți vină în sprijinul tău, ești tu cel care trebuie să te apere. Că nu vine nimeni din afară să te apere. Păi dacă armata română nu apără România, cine? A venit americanul să o apere? Sau francezul sau portughezul? Nu vine. Până vine aia, ești terminat. Revenind la aceste drone. Cred că a fost, ca de obicei, și foarte multă prostie aici. Combinată cu temere, combinată cu lipsa de răspundere. Păi tu când ai o chestiune din asta, dacă a căzut sau nu a căzut drona la tine, tu nu poți ieși președinte. Asta iarăși vă arată calitatea omului. Deci omul efectiv, după 8 ani de zile, 9 ani de zile în fruntea țării, el n-a învățat nimic. Te duci pe teoria probabilisticii. Dacă mergeți în delta acolo, sunt niște zone unde sunt efectiv nepopulate. Păduri, grinduri, tot felul de zone din astea, să spun, semisălbatice. N-ai cum să ai oameni acolo care să stea cu binoclu toată ziua să vadă dacă pică dronă sau nu. Dar când îți apare o astfel de știre, eu ce făceam, de exemplu? Domnule, spuneam, la momentul acesta nu există indicii că ar fi căzut, dar s-a trimis acolo și verificăm, cercetăm și în momentul în care descoperim ceva, vă anunțăm. Și în felul ăsta erai acoperit. Dacă descopereai ceva, zici, uite, am verificat, s-a descoperit, v-am anunțat. Dacă verificai și nu era, nu era. Dar Iohannis n-a făcut asta. Iohannis a ieșit, nu domnule, eu vă garantez, eu sunt cel mai informat om din România, știu eu nu știu ce, n-a căzut nimic. Că după 3 zile, de fapt să se descopere că a căzut. Și a mai căzut și a patra zi. Exact. Nu?
Și acum nu se știe că de unde dronele respective. Or fi drone rusești date jos de ucraineni, or fi drone ucrainiene. Și de... asta e adevărat. Păi vedeți? Sau ce am văzut un fost șef al statului major ieri, spunând că poate ar fi de fapt drone din România care o picat. No. Unde e adevărul? Nu știm. Dar sunt teme care, mă rog, sunt importante, cred, pentru opinia publică și e important să fie discutate, dar trebuie să fie discutate cu profesionalism. Și din păcate acest profesionalism a lipsit total autorităților române. Apoi, nu vă supărați, deci pe grab, eu sper că au făcut asta, deci pe partea aia de graniță cu Ucraina, la Delta, păi acolo ai nevoie de tot ce înseamnă antieriană și toate astea, deși spui, bă, în momentul în care au depășit un metru, dronă, avion, ce, e doborât, s-a terminat. Pentru că am interesul de a-mi proteja cetățenii. Adică să știți că rolul acestor poziționări de armament, să spun, e și pentru al deterrent, îi spune în engleză, să-l faci pe inamic, să spun să se gândească de două ori dacă să te atace sau... Să te descurajezi, să-l pui pe gânduri, să zic. Asta fac polonezii în momentul de față. Păi polonezii cumpără acum sute de rachete, HIMARS și tot felul. Nu? De ce? Că nu cred că va fi un război între Federația Rusia. Rusă, exact. Arată că... Auziți? Știți că în anumite zone din Ardeal, cel puțin, umblă lumea cu cuțitul la el. Adică da. Întrebarea este, dar de ce umbli? Păi ce, nu se știe niciodată? Păi așa e și cu... Și cu rachetele astea, și cu antieriana. Domnule, o pui acolo, o să fie acolo, nici mai nu se știe niciodată. Ei, acum era bună o antieriană din asta. Am văzut un clip pe rețelele de socializare, unde se trăgea cu o mitraliere antieriană de pe țărmul românesc, împotriva unei drone. Și am și întrebat pe cineva, zic, bă, da, ăștia când trag, zic, cu gloanțele astea, zic, de pe malul românesc, nu pică gloanțele alea dincolo, zic, la ucraineni, mă. Se trăgeau cu gloanții din alea de cât degetul mare, de groasă. Păi ăla când pică gloanțul, vedea, pe cine, în cine pică, lovește pe cineva din greșeală, îl rănește dacă nu și omoară, poate. Nu știi, că totuși nu-i gloanț din ăsta de pistol sau ceva. Deci, adică... Asta ar fi o temă. Domnule Cristian Tercheș, că suntem anumiți senzori pe care are armata română, sunt informațiile, nu ar fi depistat. Înseamnă că stăm foarte prost, dar 2,5% dăm către bugetul armatei. Pe final, o nouă sesiune parlamentară vine și anul 2024, domnule Cristian Tercheș, dar mai mult, inclusiv românii arată, legat de alegerile de anul viitor, alegerile europarlamentare, că Alianța pentru Unirea Românilor este favorită. Cei mai mulți dintre români, 27%, la acest moment, spun că ar vota cu Alianța pentru Unirea Românilor. Credeți că în anul 2024 e momentul ca adevărații suveraniști, adevărații patrioți, adevărații oameni care, într-adevăr, așa cum a făcut dragi privitori Cristian Tercheș de 3 ani, a reprezentat România, ca România să nu fie umilită. Așadar, revenind, ce urmează pentru dumneavoastră, ce v-ați propus și dacă în sfârșit, în 2024, românii se trezesc și își vor dori să fie reprezentați cu demnitate în Europa? Aș porni cumva de la finalul întrebării dumneavoastră cu privire la legile din 2024. Va fi imperativ ca în 2024 românii să aleagă patrioți bine pregătiți în funcții publice. E important să fie și patrioți, dar și bine pregătiți. Pentru că un om bine pregătit care nu-i patriot îți va trăda țara și un patriot care nu-i bine pregătit îți va face, poate, dacă nu rău, mai puțin bine într-o astfel de funcție publică, care totuși îți vine cu o enorm de multă responsabilitate, indiferent că ești parlamentar, europarlamentar, ministru, primar, consilier local. Pentru că în urma unor astfel de alegeri, să nu uităm totuși că și Constituția României foarte bine explică în articolul 2 că suveranitatea aparține poporului care o exercită fie direct prin referendum, fie indirect prin alegeri libere, corecte și periodice, unde se aleg reprezentanți aleși. Tu când ești într-o astfel de funcție, tu de fapt trebuie să înțelegi că ești acolo pentru a sluji națiunea, a sluji poporul, a sluji țara. Nu ești acolo nici să fii satrap, nici să fii
să ai, nu știu, să conduci cu mână de fier sau cu să fii autocrat. Afaceri, să-ți protejezi interesele. Exact. Ești acolo să slujești aproapele, țara, națiunea. Ori astea, despre lucrurile acestea ar trebui să vorbim mai des și să-i facem pe oameni să înțeleagă importanța alegerilor. Ieri am fost la Țebea, de exemplu, pe 10 septembrie. Frumos. M-au fost câteva discursuri, mă rog, vreau să punctez un lucru pozitiv, să zic, pe care l-au spus mai mulți vorbitori. În testamentul lui Avram Iancu și în discursul lui Avram Iancu mereu se vorbea despre importanța unei unități politice a românilor. Și el a înțeles, Avram Iancu, om care a luptat armat în Revoluția din 1848, că de fapt drepturile sau că românii nu își vor putea câștiga drepturile decât dacă luptă politic. Aici e cheia. Da. Și asta o spune un om, nu un intelectual, nu un filfizon, nu un profesor, deși avea doctorat în drept, ci o spune Avram Iancu, un luptător în Revoluția din 1848. Că România are nevoie, sau nu România, că la momentul ăla nu era România, dar da, românii, națiunea română, are nevoie de o clasă politică care să se poată lupta pe tărâmul dreptului, a drepturilor, pe tărâmul juridic, ca să poată obține drepturi pentru români. De-aia și lasă, cu limbă de moarte în propriul testament, ca averea mobilă și imobilă, citez acum, pe care Avram Iancu avea, să fie dată pentru înființarea unei academii de drept, așa și spus, unde să fie educați viitorii juriști, să spun. Ei, asta, chemarea asta noastră e asta. Ca în aceste funcții publice în care suntem, folosindu-ne și de arta vorbirii, și de arta retoricii, și de arta juridică, să putem face tot ceea ce ține de noi, să aducem prosperitate și bunăstare și securitate, în fond și la urmă, numai pentru români, pentru România și pentru națiunea română. Mulțumesc mult, domnule Cristian Terheș, europarlamentar România. Nu uitați, domnia sa e pe listele Alianței pentru Unirea Românilor. Ținem aproape, sunt convins că veți ajunge și la Iași, vom păstra legătura. N-am uitat, vin în studio. Mulțumesc mult, vă aștept cu mare plăcere. Toate cele bune, mult succes în Parlamentul European. Dragi prieteni, cu români adevărați, cu oameni care luptă, în sensul, așa cum a încheiat foarte frumos domnul Cristian Terheș, pentru drepturile dumneavoastră și libertățile dumneavoastră, cu demnitate. Românii trebuie să fie demni în Europa și în lume. Mulțumesc că ne-ați urmărit. Aici se încheie această ediție. Cristian Terheș alături de noi. Noi ne vom revedea în câteva zeci de minute la ora 14:30. Raluca Vasiliu Botez e public speaking trainer. Discutăm, începe școala astăzi, dar a început școala cu discursuri, cu prezentarea eternelor probleme. Raluca Vasiliu Botez alături de noi, veți vedea un proiect extrem de interesant, un proiect care își dorește și ne dorim cu toții, părinții români, să avem tineri care pot să-și controleze emoțiile, pot ține un discurs public, pot vorbi, pot argumenta. Multe și multe lucruri interesante, pentru că începe un nou curs, a derulat un curs interesant copii cu vârste cuprinse, cred că între 10 și 16 ani, dar mai multe detalii de la ora 14:30. Așadar, dragi părinți, dragi copii, rămâneți alături de noi, dragi profesori, vorbim de educație dincolo de formalism. De la ora 14:30, până atunci www.bzi.ro, platformele noastre de Facebook BZI, BZH, BZI Live, ne găsiți pe canalul nostru de YouTube BZI și pe TikTok cu secvențe de emisiuni. Pe curând!